Acatistul Sfântului Nectarie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu, ale sfinților părinților noștri și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Troparul. Pre cel născut în Silivria și ocrotitorul Eghinei, pre acela ce s-a arătat în vremurile din urmă, prieten adevărat al virtuții, pre sfântul ierar Nectarie, să-l cinstim cei credincioși ca pe un Dumnezeu slujitor al lui Hristos, că izvorăște bogate tămăduiri celor ce strigă cu evlavie, slavă lui Hristos, celui care te-a slăvit, slavă celui care minunat te-a arătat, slavă celui care lucrează pentru tine tuturor tămăduiri. Gondacul întâi. Veniți ucenicilor ai lui Hristos, care însetați după împărăția cea cerească să-i aducem laude iubitului nostru ocrotitor, sfântul ierarh Nectarie, și mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față de noi să-i cântăm într-un glas. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcător de minuni. Precum oarecând marele ierarh Nicolae, care le fusese întemnițat pentru că l-a pălmuit pe ereticul Arie, fosta mângâiat de preacurata născătoare de Dumnezeu, așa și tu ai fost mângâiat când ai fost aruncat într-o temniță prigonirilor, iar Sfântul Nicolae arătatul ți s-a învis, spunându-ți: eu te voi înălța sus, sus de tot. Prin care minune ni se arăta nouă măsura sfințeniei tale ca să scântăm: bucură-te, bucuria bisericii drept slăvitoare! Bucură-te, dar dăruit lumii de către cela ce se dăruiește presine celor credincioși! Bucură-te, reazem al călugărilor și al mirenilor! Bucură-te, pilda pentru păstorii de suflete! Bucură-te, încununare a ierarhilor! Bucură-te că, disprețuit fiind de oamenii păcătoși, îmbrățișat ai fost de Sfântul Ierarh Nicolae. Bucură-te că nu ne mai trebuiește altă mărturie despre sfințenia ta. Bucură-te că puznicul atonit i s-a descoperit că ești puternic prigonitor al îngerilor căzuți. Bucură-te, dascăl al celor care se străduiesc să învețe teologia sporind într-o rugăciune. Bucură-te, hram al multor biserici paraclise! Bucură-te, icoana lui Hristos zucrăvită de Duhul Sfânt în vremurile din urmă! Bucură-te, apostole al mântuirii! Bucură-te, sfinte ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! Întrebându-te, Hristos, în vis, care este pricina pentru care plângi, răspunsul i-ai a doua zi, scriindu-i că sărăcia, frigul și foametea întunecă frumusețea copilăriei tale. Și dintr-o rânduiala dumnezeiască, deschizând scrisoarea ta, Temistocle neguțătorul s-a sârguit a-ți trimite cele
spre trebuință. Iar tu, văzând cum răspuns a Dumnezeu la cerințele tale, l-ai lăudat cu ochii înlăcrimați, cântându-i Aliluia. Nu de un neguțător precum Temistocle au trebuință copiii cei necăjiți, ci de tine, Sfinte Nectarie, știind că dragostea ta vine într-o întâmpinare a lipsurilor lor, ajutându-le cum niciun negustor nu poate a le ajuta. Că primind sprijinul tău să li se usuce lacrimile și să cânte ție cu inima plină de bucurie. Bucură-te, cela ce i-ai scris Domnului despre ale tale necazuri. Bucură-te, cela ce ne îndemne a grăi lui Dumnezeu necazurile noastre. Bucură-te că Hristos a primit a ta epistolie și ți-a trimis prin Temistocle neguțătorul cele de trebuință. Bucură-te că Hristos ne trimite prin tine ceea ce ne este de folos spre a merge pe calea mântuirii. Bucură-te, dascăl al copiilor evlavioși care caută adevărata înțelepciune. Bucură-te, dezlegare a pântecelor celor neroditoare. Bucură-te că ușurezi durerile nașterii când maicile te cheamă într-o ajutor. Bucură-te văzând pe pruncii care primesc la botez al tău nume. Bucură-te că ne povățuiești să nu căutăm ajutor de la oameni, ci de la Dumnezeu. Bucură-te cela ce ai trudit din greu spre a-ți ajuta familia. Bucură-te că i-ai ajuns pe oamenii fără de slujbă să-și găsească de lucru. Bucură-te, apostole al cumpătării. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni. Pe nedrept fost ai prigonit în Alexandria din pricina urzelilor drăcești, iar tu ai purtat fără a te tulbura crucea răbdării, învățându-i pe toți cei prigonitori să se roage pentru prigonitorii lor și Domnului să-i cânte Aliluia. Ca o slugă credincioasă fost ai următor virtuților stăpânului tău care le s-a rugat pentru cei care răstigneau pe lemnul crucii. Și te-ai rugat pentru cei ce te-au răstignit pe calea răbdării, pentru care, folosindu-ne de virtutea ta, zicem ție cu glas de bucurie. Bucură-te, sprijinitor al celor apăsați de răutatea celor vicleni, bucură-te că te-ai rugat pentru luminarea celor ce te nedreptățeau, bucură-te că nu te-ai gândit la binele tău, ci numai la binele bisericii, bucură-te că nu te-ai tulburat de hulele celor care nu au vrut să asculte învățăturile tale. Bucură-te cela ce l-ai ajutat pe Lucian cel bolnav să nu-și piardă slujba. Bucură-te că fără să te scârbești, ai făcut în locul lui curățenie în locașul seminarului. Bucură-te că pentru smerenia ta Hristos ți-a primit osteniala ca pre o nevoință pusnicească. Bucură-te că fiind prigonit pe nedrept, răbdat ai mucenicie fără de sânge. Bucură-te păvaza creștinilor batjucoriți pentru credința lor. Bucură-te cela ce ne înveți a primi de făimările necredincioșilor, ca pe niște cununi de mult preț. Bucură-te, apostole al răbdării. Bucură-te, Sfinte Nectarie, mare făcătorule de minuni. Socotit ai că sufletele din obștea cuvioasei senii aveau trebuință de tine și ai venit cu dragoste într-o eghina spre a le fi povățuitor celor ce voiau să urce pe scara de săhvârșire. În ele cu mulțumire au cântat, iar ele cu mulțumire au cântat lui Dumnezeu Aliluia. Mai mult decât ucenicele tale din eghina, care le pădând lumea au ascultat chemarea cea cerească, avem noi trebuință de povățuirea ta, Sfintea lui Dumnezeu, pentru că ispitele ne învăluie și patimile ne apasă și nu găsim ieșire dintr-o fundătura în care ne aflăm. Dar nădăjduind spre ajutorul tău, îți cântăm. Bucură-te, îndrumător al monahilor și al monahiilor care au lepădat înțelepciunea acestui veac. Bucură-te, păvaza mirenilor care duc o viață jertfelnică. Bucură-te că aduci liniștea mănăstirii în casele acestora. Bucură-te cela ce îi iubești pe cei ce care poartă în inim dragostea pentru aproapele. Bucură-te luminător al duhovnicilor pentru rugăciunile ucenicilor. Bucură-te mâna întinsă creștinilor pentru rugăciunile preoților. Bucură-te ocrotitor al copiilor pentru rugăciunile părinților.
Bucură-te, înțelepțitor al părinților pentru rugăciunile fiilor. Bucură-te, chivot al părinților. Bucură-te, chivot al rugăciunii de care, atingându-se creștinii, gustă dintr-o pacea veacului ce va să vie. Bucură-te că i-a ajuns pe creștini să vețuiască după voia lui Dumnezeu. Bucură-te, raza virtuții pe care întunericul acestei lumi nu o poate covârși. Bucură-te, apostol al desăvârșirii! Bucură-te, sfinte nectarie, mare făcătorule de minuni! Mâhnitul s-a bătrânul pescar, văzând că marea era plină de pești răpitori și osteneala sa rămânea fără rod. Tu ai blacosovit cu credința năvodului și prin rugăciuni a izgonit peștii cei răpitori, pentru care pescarul a mulțumit lui Dumnezeu cântând Aliluia. Și când suntem încercați de ale vieții greutăți și noi suntem întristați văzând cum peștii necazurilor au pătruns în marea sufletelor noastre și știindu-se neputințele, alergăm la ajutorul tău, precum pescarul de odinioară. Arată neputerea mijlocirilor tale, sfinte ierarhe nectarie, ca să-ți cântăm cu inimă mulțumitoare. Bucură-te că îi ajuți pe cei covârșiți de necazuri. Bucură-te cela ce cu dragoste alungi deznădejdea dintr-o inimile noastre. Bucură-te că dai hrana celor ce flămânzesc. Bucură-te că îi îmbraci pe cei goi. Bucură-te liman al celor fără de adăpost. Bucură-te cela ce ai pedepsit pe cel ce nu voia să-și ajute aproapele. Bucură-te că îi îndemn pe cei pedepsiți de Dumnezeu să-și cunoască păcatele. Bucură-te, prieten care sare într-o ajutorul celor năpăstuiți și al celor apăsați de singurătate. Bucură-te că tânărului care voia să se ucidă pe sine i-a întors cugetul cel rău. Bucură-te că ai fost din nou părinte pentru fiica celui ce își ucisese fratele. Bucură-te, noule ierarh Nicolae, care le-ai purtat grijă de mântuirea ei și a surorilor sale. Bucură-te, apostol al ajutorului dumnezeiesc. Bucură-te, sfinte ierarhe nectarie, mare făcătorule de minuni. Cine poate grăi mulțimea minunilor tale, sfinte al lui Dumnezeu, că toți cei care te-au chemat într-un ajutor au fost mângâiați într-o nevoile lor. Și din preună cu bolnavii care au primit prin tine tămăduire minunată, cânta lui Dumnezeu, Aliluia. Apărătoare este crucea bolii, sfinte nectarie, și încă mai grea este atunci când nu vedem întru ea leacul trimis de Dumnezeu pentru tămăduirea sufletelor noastre. Cerând de la tine să te rogi lui Dumnezeu pentru înțelepțirea celor ce cârtesc din pricina bolilor, rugăm-te să le vii într-ajutor, tămăduindu-i de grabă, ca să-ți cânte împreună cu noi. Bucură-te că arătându-te gravnic tămăduitor, îndată după adormirea ta ai vindecat un bolnav. Bucură-te că cei tămăduiți de tine au mărturisit harul tău. Bucură-te, ceresc doctor fără de arginți, ajutător al doctorilor pământești. Bucură-te că ușurezi durerile celor ce se închină la ale tale sfinte moaște. Bucură-te că cei ce se roagă în fața icoanei tale primesc puterea de a îndura boala. Bucură-te, izgonitor al duhurilor necurate și al căpeteniilor lor. Bucură-te, cela ce ai tămăduit și tămăduiești cele mai grele suferințe. Bucură-te, știind că la Dumnezeu nicio boală nu este fără de leac. Bucură-te, cela ce ai purtat crucea bolii fără să cârtești. Bucură-te, în chip minunat ai fost tămăduit de preasfânta născătoare de Dumnezeu. Bucură-te că acum te rogi ei pentru tămăduirea celor bolnavi. Bucură-te, apostole al vindecărilor trupești și sufletești. Bucură-te, sfinte ierarhe nectarie, mare făcătorule de minuni. După trecerea ta la Domnul, în chip minunat ai arătat oamenilor care aveau trebuință de sprijinul tău spre a le fi călăuza pe calea mântuirii. Și noi, deși nu am primit un asemenea semn, ne-am împărtășit de bucuria lor când am aflat despre arătările tale și i-am cântat lui Dumnezeu într-un cuget cu ei, Aliluia. Vedem că se împuținează credința și cum se răspândește apostazia și desfrâul.
Dar luând aminte la grija pe care ai făcut-o, arătată celor cărora te-ai înfățișat după adormire, nu ne vom teme de povara ispitelor, ci vom nădăjdui întru ajutorul tău. Pe mulți ai ajutat, arătându-te lor, dar pe și mai mulți i-ai ajutat fără ca ei să știe de unde le vine ajutorul. Știind acestea, îți mulțumim grăind. Bucură-te că și după moarte propovăduiești credința ortodoxă. Bucură-te mângâindu-i pe creștinii cărora te arăți în chip minunat. Bucură-te că auzind despre arătările tale, mulți dobândesc nădejde într-o ajutorul lumii. Bucură-te cela ce te-ai arătat de multe ori ucenicului tău, cuviosului Filotei. Bucură-te că te arăți celora ce au trebuință de mângâierea ta cea sfântă. Bucură-te că nu te arăți celora ce caută cu mândrie semne minunate. Bucură-te că după ce te-a văzut fără să-și dea seama că ai murit, jandarmul a crezut în Dumnezeu. Bucură-te că părintele ce îți purta numele a ascultat a ta cerință de a-ți ridica un paraclis. Bucură-te celor ce ai venit ca un pelerin la biserica sa. Bucură-te că ai fost văzut și de alți credincioși. Bucură-te că primind blagoslovenia ta, nectarie ieromonahul a fost tămăduit prin rugăciunile tale. Bucură-te, apostole al biruirii legilor firii, prin harul celui ce a făcut cerul și pământul. Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcător de minuni! Simțind dintr-o depărtare mireazma sfintelor tale moaște, tânăra desfrânată a venit la mormântul tău înfiorându-se și dăruindu-ți podoaba ei cea de mult preț, dinainte mulțumire că i-a înfățișat calea către Hristos, s-a lebătat de păcatele ei, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Nu avem pocăința desfrânatei, Sfinte Nectarie, și marea patimilor se luptă să ne tragă într-o adâncuri. Dar avem nădejde în ajutorul tău cel puternic și rugându-te să ne ridici dintr-o cădere în care ne aflăm, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te primind darul păcătoasei împreună cu lacrimile ei. Bucură-te cela ce nu te scârbește, ai ajutat pe păcătoși ce se pocăiesc. Bucură-te că înveți pe creștini să se împotrivească despriului și patimilor. Bucură-te văzând roadele pocăinței noastre. Bucură-te cela ce îi îndrum pe păcătoși spre scaunul spovedaniei. Bucură-te tunel care îi trezești pe cei care ascund păcatele, batjocorind taina Sfântei Spovedaniei. Bucură-te duhovnic sfânt care îi ajuți pe creștini să-și găsească păstorii de care au trebuință. Bucură-te cela ce te rogi pentru îndreptarea noastră. Bucură-te că de câte ori cădem în păcate, ne ajuți să ne ridicăm. Bucură-te mângâitor al celora care se luptă cu ispitele și se leapădă de mândrie. Bucură-te glas al Evangheliei care mustri păcatele pe care lumea le socotește nevinovate. Bucură-te apostole al pocăinței tămăduitoare de suflete. Bucură-te Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni. Urmaș al Sfântului Marcu al Efesului te-ai arătat, arătând credința cea neprihănită de rătăcirile ereticilor și pentru râvna ta Dumnezeu te-a primit în ceata cuvântătorilor de Dumnezeu, împreună cu care cânți neîncetat, Aleluia! Apărător râvnitor al predanilor sfinților părinți ai fost, Sfinte Nectarie, spre obida celora care prețuiau mai mult cugetarea omenească decât pe cea insuflată de Dumnezeu, pentru care te lăudăm grăind. Bucură-te că ne înveți să unim dreapta înfăptuire cu dreapta cugetare. Bucură-te rudenie după duh a Sfântului Marcu, noul apostol din Efes. Bucură-te prieten al Sfântului Fotie, înțeleptul patriarh al Constantinopolei. Bucură-te vestitor al învățăturilor Sfintei Biserici. Bucură-te apărătorule al celor ce iubesc predaniile Sfinților Părinți. Bucură-te că asemenea Sfântului Maxim Grecul ai răbdat prigoana de la cei de o credință cu tine. Bucură-te că urmând acelui ai vădit rătăcirile ereticilor. Bucură-te că fără să te scârbești de cei de alte credințe,
Scârbitu-te ai de minciunile lor. Bucură-te pilda erarhilor care apără credința ortodoxă. Bucură-te potrivnic al acelora care răstălmăcesc adevărul. Bucură-te bucurie acelora prigoniți pentru Hristos. Bucură-te apostol râvnitor al dreptei credințe. Bucură-te sfinte erarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni. Din lucrarea vrăjmașului pentru păcatele unor credincioși sau chiar ale unor nevrednici slujitori ai altarului, unii oameni se smintește și se depărtează de biserică. Pune înaintea lor chipul viețuirii tale jertfelnice, o sfinte a lui Dumnezeu, și întorcându-i pe drumul cel bun, învață-i să cânte dinpreună cu tine Aliluia. În focul încercărilor, puțină credință avem sfintea lui Dumnezeu și într-o ale noastre inimi, cu ușurință, se cuibăresc îndoiala și deznădejdea. Nu voim să fim osândiți pentru aceasta de către dreptul judecător, Nectarie sfinte, ci vrem ca prin ale tale rugăciuni să fim întăriți într-o credință, într-o nădejde și într-o dragoste, pe care dobândindu-le să îți cântăm. Bucură-te că mulți sunt cei ce citesc ori află despre viața ta cea minunată. Bucură-te că ei te cheamă să le fii oclotitor. Bucură-te că cei slabi se întăresc prin a ta dragoste. Bucură-te alinarea sufletelor zdrobite de încercări. Bucură-te îndepărtând îndoiala din inimile noastre. Bucură-te învățându-ne să nu fim tulburați de zminteală, zminteala pe care o împrăștie diavolul. Bucură-te învățuindu-i pe creștini să părăsească păcatul și minciuna. Bucură-te balsam pentru inimile rănite de păcat. Bucură-te cela ce ne-a învățat să nu amestecăm lumina cu întunericul. Bucură-te că gonești necredința cu care ne ispitesc duhurile necurate. Bucură-te mărturia împărăției cerurilor. Bucură-te apostole al virtuții pentru păstori și păstoriți. Bucură-te sfinte erarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni. Trupul tău a devenit templu al Duhului Sfânt și moaștele tale au izvorât bună mireazmă. Vădin harul pe care l-ai primit de la Dumnezeu și închinându-se sfintelor tale moaște, cei credincioși fiind prin putere într-o luptă cea duhovnicească cântând lui Dumnezeu Aliluia. Eu l-am rugat pe Dumnezeu ca moaștele mele să fie împărțite în întreaga lume, i-ai spus femeii care se întristase, neștiind pricina pentru care la multă vreme, după adormirea ta, trupul îți părea să se supună legilor firii. Și din oasele tale a izvorât mir, din a cărui mireazmă s-au minunat credincioșii din toată lumea care s-au învrednicit să primească în bisericile lor câte o părticică dintr-o ale tale sfinte moaște, pentru care îți cântă. Bucură-te că Domnul a voit ca lumea întreagă să afle de sfințenia ta. Bucură-te că trupul tău a fost biserică vie. Bucură-te că inima ta a fost altar al lui Dumnezeu. Bucură-te că atunci când monahiile vrutau să-ți pună epitrahilul pe sfintele-ți moaște, ți-ai ridicat capul. Bucură-te că deși te despătezi de frumusețile raiului, nu te depărtezi de cei care te cinstesc. Bucură-te că rugându-te la al tău mormânt, monahiile au prins aripi duhovnicești. Bucură-te că, urmând povețele tale, cuvioasa Xenia Igumena a primit alese daruri duhovnicești. Bucură-te că ucenica ta a dobândit a vederii cu Duhul Harisma. Bucură-te că închinându-te la racla ta cu viosul Filoteia răvnit, ați urma pe calea sfințeniei. Bucură-te că și după ce a trecut tai la Domnul, i-ai îndrumat pașii spre intrarea în împărăția cea cerească. Bucură-te văzându-i pe credincioșii care, aflând despre viețuirea ta, pun început bun mântuirii. Bucură-te, apostole al sfințirii creștinilor în vremurile din urmă. Bucură-te, sfinte erarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni. Tămânduind-o de a ei boală pe femeia ce purta numele sfintei Parascheva, ai mustrat-o mai apoi că nu a sârguit să mărturisească altora al tău ajutor. Și primind cu smerenie mustrarea ta, ea a scris de îndată cum ai vindecat-o, îndemnându-ne să cântăm lui Dumnezeu Aliluia.
Pentru a nu fi mustrați ca femeia aceea, chiar de nu avem priceperea de a mărturisi minunile tale, nu vom tăcea la a le grăi altora despre ajutorul pe care le-l dai celora care se roagă ție. Pentru ca dimpreună cu noi și dânsii să te laude cu glas de bucurie spunând: Bucură-te, ocrotitorule de minuni săvârșitor! Bucură-te, erar făcător de minuni! Bucură-te, mare făcătorule de minuni! Bucură-te că nu ne săturăm a-ți aduce laudă! Bucură-te, floare aleasă a raiului! Bucură-te, prieten al creștinilor care dau mărturie despre puterea ta! Bucură-te învățându-ne să mărturisim ale tale minuni! Bucură-te că nu vrei să ținem lumina sub obroc! Bucură-te primind rugăciunile celor credincioși care au nădejde într-o ajutorul tău! Bucură-te că nemăsurata mulțime ți-a mulțumit pentru ajutor! Bucură-te, mustrătorule al celor nerecunoscători! Bucură-te, apostole al minunilor lui Dumnezeu! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! O, Sfinte Nectarie, sprijin al celor care îl mărturisesc și îl vor mărturisi pe Hristos prin a lor viață, răbdând felurite prigoane din partea văzuților și nevăzuților vrăjmași, ocrotește-i cu puterea pe toți creștinii, ușurându-le suferințele și întărindu-i într-o luptă cea duhovnicească, pentru ca dimpreună cu tine să cântă lui Dumnezeu celui viu, Aliluia! Precum oarecând marele era Nicolae, care le fusese întemnițat pentru că l-a pălmuit pe ereticul Arie, fosta mângâiat de preacurata născătoare de Dumnezeu, așa și tu ai fost mângâiat când ai fost aruncat într-o temniță a prigoririlor. Iar Sfântul Nicolae arătatu-ți s-a învis spunându-ți: Eu te voi înălța sus de tot, prin care minune ni se arăta nouă forma sfințeniei tale ca să îți cântăm. Bucură-te bucuria bisericii dreslăvitoare, bucură-te dar dărui lumii de ceea ce se dăruiește pe sine celor credincioși, bucură-te reazim al călugărilor și al mirenilor, bucură-te pildă pentru păstorii de suflete, bucură-te încununarea erarhilor, bucură-te că disprețui fiind de oameni păcătoși, îmbrățișat ai fost de Sfântul Nicolae, bucură-te că nu ne mai trebuiește altă mărturie despre sfințenia ta. Bucură-te că puznicului atonit i s-a descoperit că ești puternic prigonitor al îngerilor căzuți. Bucură-te dascăl al celor care se străduie să învețe teologia, sporind într-o rugăciune. Bucură-te hram al multor biserici și paraclise. Bucură-te icoana lui Hristos zugrăvită de Duhul Sfânt în vremurile din urmă. Bucură-te apostol al mântuirii. Bucură-te Sfinte Nectarie, mare făcătorule de minuni. Veniți ucenicilor ai lui Hristos, care însetați după împărăția cea cerească, să-i aducem laude iubitului nostru ocrotitor, Sfântul era Nectarie, și mulțumindu-i pentru nemăsurata dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, fare mare făcătorule de minuni! Rugăciune. O preasfinte și într-o tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primește această puțină rugăciune de la noi nevrednici robi, căci către tine, ca de la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător, prea minunat scăpând, și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fervinți ne rugăm ție. Vezi, Sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră, vezi rănile sufletelor și ale trupurilor noastre. Rugăm-ne ție, Nectarie Sfinte, sârguiește de a ne ajuta cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și ne sprijinește pe noi robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre și nu trece cu vederea pe noi ticăloși și scârbiții, că știm, Sfintea lui Dumnezeu, că de ai și pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu. Și astăzi, luminat, vețuiești într-o împărăție cea gătită sfinților, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul tău și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine de minuni făcătorule și trecută l-ai cu vederea?
Sau cui într-o dureri fiind și spre ajutorul tău alergând, nu i-ai ușurat suferința. Minunile și ajutorul tău ne-au făcut și pe noi, ticăloșe și scârbiții, să te chemăm într-un ajutor. Auzit am că trupul tău a rămas neputrezit pentru a întări întru noi credința în înviere. Auzit am că și din dragoste pentru norodul credincios, mai apoi l-ai rugat pe Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor tale moaște să se răspândească în toată lumea. Știm, o alesule erarhe, de mulțimea tămăduirilor pe care le-ai săvârșit, nou doctor fără de argint arătându-te. Nu cunoaștem nici suferință, nici durere pe care să nu le poți alina. Nu cunoaștem nici o boală căruia tu să nu-i poți aduce tămăduire. Dacă tămăduirea este spre mântuirea celor ce se roagă ție. Dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci și prea mulți bolnavi ai ajutat a se întări într-o credință și într-o răbdare și să își ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Și aceștia, fără să primească tămăduirea trupească, au primit tămăduirea sufletească și i-au mulțumit Domnului că prin ghimpele bolii au fost aduși de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea largă a patimilor la calea cea îngustă a mântuirii. Aceste minuni ale tale, sfinte, ne-au făcut și pe noi a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și sprijin minunat. Drept aceea suntem încredințați că pe tot acela ce aleargă la tine, cerând grabnic cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și noi credem că și acum același ești, Sfinte, precum atunci când ai ajutat pe cei care au alergat la tine. Slabă este credința noastră, dar fiind scârbiți și păgubiți, la tine alergăm cu credință și cu lacrimi. Îngenunchind, rugăm uneție, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit întru cereștile locașuri. Către acela roagă-te ca să fim și noi ajutați și miluiți pentru rugăciunile tale și din pagube și necazuri izbăviți ca să lăudăm și să binecuvântăm și să slăvim întru tot lăudatul și prea puternicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.